Situație critică în România în valul 3 al pandemiei. Majoritatea locurilor în secțiile de terapie intensivă destinate bolnavilor de COVID-19 sunt ocupate, iar autoritățile au ajuns din nou să transfere pacienții între orașe. Unitățile mobile de terapie intensivă au început să se strice, iar medicii sunt epuizați. Situația cea mai gravă este în capitală, unde nu mai există niciun loc liber în secțiile ATI. Aici medicii sunt nevoiți să le dea oxigen pacienților în saloanele de triaj pe scaune. În statistica de la Sănătate figurează libere 30 de locuri de terapie intensivă pentru astfel de bolnavi. Andrei Ștefan urmărește ce se întâmplă și ne aduce ultimele informații. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața! România este din nou în criză de paturi de terapie intensivă, cu doar 30 de locuri de ATI disponibile în toată țara și niciun loc în București. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, spune că s-a ajuns la această situație deoarece multe spitale și-au reluat activitatea obișnuită. În acest moment sunt 1232 de persoane internate la terapie intensivă în toată țara, iar numărul îmbolnăvirilor crește constant de câteva zile. Este nevoie urgentă de paturi și este nevoie ca această presiune de pe umerii unităților spitalicești din România să fie luată și să fie distribuită și către alte zone. De aceea, premierul României, Florin Câțu, cere suplimentarea locurilor de paturi reale la ATI până la 1600 și cere identificarea unor noi spitale care să se alăture celor existente în lupta contra COVID în prima linie. În acest sens, Raed Arafat a spus că în București, unde este situația cea mai gravă, vor fi înființate două secții mobile de terapie intensivă, iar ieri, în urma unei ședințe cu managerii spitalelor din București și din județul Ilfov, s-a decis ca 47 de paturi de adulți și aproximativ 140 de paturi de terapie intermediară destinată pacienților cu COVID-19 să fie suplimentate în unitățile spitalicești din București.